Biserica Pentecostală este o denominație creștină protestantă care își are originea în Statele Unite în secolul al XX-lea și se bazează pe învățăturile din Biblie și tradiția creștină. Numele provine de la evenimentul din Cartea Faptelor când Duhul Sfânt a coborât peste cei aflați în camera de sus, în ziua cinzecimii. Adepții Bisericii Pentecostale cred în existența Duhului Sfânt și în importanța vorbirii în limb, ca semn al acestui eveniment. De asemenea, ei creează un mediu de cult și rugăciune foarte dinamic și liber, unde membrii sunt încurajați să se lase conduși și ghidați de dul sfânt. Biserica Penticostală este cunoscută pentru accentul pus pe transformarea emoțională și spirituală a membrilor prin predicarea gospelului și a mesajului de salvare și transformare oferit de credință. Această denominație se bazează în principal pe Biblie și învață valorile creștine, precum dragostea, compasiunea și ajutorul acordat semenilor. În plus, aceasta este o biserică care își extinde constant comunitatea și militează pentru evangelizarea și transformarea lumii prin slujirea lui Dumnezeu și ajutorarea oamenilor în nevoie.